PT303 și PT298 reprezintă inovația de ultimă generație a companiei Corteva prin caracterele speciale pe care le au cei doi hibrizi. 303 este un hibrid unic în Europa, tocmai datorită toleranței deosebite pe care o are la agentul patogen Sclerotinia sclerotiorum. 303 este un hibrid robust, este un hibrid înalt. El vine la pachet cu tratamentul Lumiposa, care asigură o protecție ridicată la principalii dăunători de sol până în faza de 4 frunze ale culturii. Asigurarea fiecărui fermier este genetica Pioneer la rapiță. Dacă cultivăm cei doi hibrizi, PT303 și PT298, nu mai avem nevoie de asigurare nici la scuturare, nici la secetă, nici la îngheț, pentru că cei doi hibrizi răspund acestor cerințe de bază ale fermierilor. Motivul pentru care am ales acești hibrizi a fost, pe de o parte, caracterul de stabilitate pe care hibridul PT298 îl are, un hibrid excepțional și care a avut un parcurs foarte frumos pe întreg sezonul de vegetație, cu toate că am avut condiții climaterice destul de delicate. Pot spune că pierderile sunt nesemnificative. Deci, iată, genetica nouă, materializată printr-un hibrid valoros, își spune cuvântul. Pe de altă parte, hibridul PT303, un hibrid care îți face liniște în acest sector al sclerotiniei. Miriștea pe care tocmai aici am recoltat-o este verde, este sănătoasă, lucru care sigur trebuie să ne bucure foarte tare. Cei doi hibrizi demonstrează capacitatea de producție maximă. Putem obține la 303 peste 5 tone, la PT298 chiar peste 6 tone în condițiile acestui an. Alegeți un hibrid ca 303 pentru siguranță și în același timp pentru productivitate. Împărțiți suprafața pe care doriți să o semănați cu rapiță în două. Jumătate 303, jumătate 298. Sunteți asigurați, iar succesul este garantat.